Spiritul Crăciunului a pătruns deja la școala numărul 20 Tudor Vladimirescu din Pitești. Cadrele didactice și elevii au organizat în cinstea lui Moș Crăciun o manifestare artistică la care au invitat reprezentanții ai Centrului Cultural Pitești și ai Bibliotecii Județene din Nicu Golescu. Surpriza a fost una deosebită pentru că poeta Denisa Popescu Martin și-a adus doi prieteni de suflet, pictorul olandez Leo van Schluis și soția sa românca Margareta. Împreună cu Tiberiu Hărăguș și grupul Folk pe 620, artiștii au oferit un program de excepție în care s-au integrat foarte bine și talentații elevi ai școlii numărul 20. Iată, atmosfera sărbătorilor de iarnă începe în școala noastră un pic mai devreme, datorită faptului că am încercat astăzi, pe lângă prezența vechilor noștri colaboratori de la Centrul Cultural, Biblioteca Județeană și formația P620, să desfășurăm la rândul nostru activități, pentru că dacă de obicei dumnealor ne oferă nouă momente artistice, de asta dată să le oferim și noi, după prezentarea dumnealor, câteva momente artistice. O surpriză cu totul și cu totul special. Știți că trăim într-o lume foarte mare, într-o lume foarte diversă, în care tradițiile mustesc. Ei bine, astăzi am adus pentru voi, sub formă de cadou special, mai devreme de la Moș Crăciun, doi oaspeți din Olanda. Am să-i invit imediat lângă mine, ne imaginăm că aceasta este scena pe care am creat-o special pentru voi. Îi cheamă Margareta și Leo von Schlaus. El este pictor, un pictor renumit în Olanda. Pe deasupra însă cântă și cântă foarte frumos. O să-l ascultați cântând două melodii la clarinet astăzi. Una cu specific de sezon, cealaltă la alegere. Remarcați faptul că există o particulă nobiliară în fața numelui, nu-i cheamă ca pe mine, de exemplu, Denisa Popescu, îl cheamă Leo von Schlaus. Trebuie să înțelegeți că vine dintr-o familie foarte veche, dintr-o familie cu stea în frunte, dacă pot spune așa. Leo și Margareta, un scurt istoric, nu trebuie să știți în ce constă cadoul de la Moș Crăciun, s-au căsătorit acum 40 de ani. Ea era foarte frumoasă, a și apărut la televiziunea din Olanda, în Amsterdam, a făcut traduceri pentru televiziunea olandeză, s-au căsătorit din dragoste și din dragostea lor a rezultat o fată foarte frumoasă, mult timp balerină, prim solistă, pe scenele mari de profil din Amsterdam. Că la noi este cam mai așa, noi sărbătorim foarte mult pe Sfântul Nicolae. Adică în Olanda trebuie să știți, copilași, că este mai important Moș Nicolae decât Moș Crăciun. Dar Margareta, venind din România, a reușit în familia lui Leo să-l introducă pe Moș Crăciun și să-i confere drepturi de bine, da? Bineînțeles. Dar Crăciunul la noi, în primul rând, prima zi, se merge la biserică. Ca și la noi România, da. Și a doua zi este o sărbătoare de familie. Se adună toată familia și mâncăm la socri, la cunați sau nu știu. Deci iată că nu există foarte mari diferențe.
Sărbătoare de familie.